Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal de YouTube. Ei bine, având în vedere că a început noul an și foarte mulți dintre voi mi-ați scris în comentarii că ar fi foarte, foarte interesant să vorbim despre ce achiziții militare va avea România în 2022. Din păcate nu se cunosc foarte multe detalii despre acest subiect pentru că probabil de-abia a început anul și guvernul și părțile militare de la noi din țară probabil încă nu au realizat niște documente care să prevadă ce achiziții militare va avea România în 2022. În schimb, există câteva, nu multe, sunt câteva trecute pe hârtie, iar în episodul de astăzi o să le analizăm și o să vedem cum dorește România să se dezvolte pe plan militar în anul 2022, având în vedere că tensiunile tot vin parcă mai în coasta noastră. Așa că haide să trecem la episodul de astăzi. Doresc să le mulțumesc prietenilor de la WebWave, o platformă simplă și intuitivă cu ajutorul căreia poți crea un site web chiar dacă nu deții cunoștințe de programare sau web design. Crearea site-ului este foarte simplă pentru că beneficiezi de suportul în limba română care te va ajuta să finalizezi site-ul într-un timp cât mai rapid. Alege un șablon, înlocuiește textele, imagini și publică-l online. Site-ul va fi deja optimizat pentru dispozitivele mobile. Ai link în descriere, nu uita să apeși pe el și să-ți deschizi propriul site pe WebWave. Americanii vor continua să livreze în 2022 armatei române sisteme de rachete Patriot, dar și lansatoare multiple. De asemenea, vom achiziționa și instalații mobile de lansare rachete antinavă. În anul 2022, armata română va continua să dezvolte unele programe majore de înzestrare aflate în curs, dar va demara și unele noi. Concret, partea americană va continua să livreze militarilor români transportoare blindate pentru trupe 8-8 Piranha 5, sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare Patriot și lansatoare multiple de rachete cu bătaie mare HIMARS. În plus, Norvegia ar putea începe să livreze primele aeronave din cele două escadrile de F-16 pe care România vrea să le cumpere în perioada următoare pentru înregistrarea flotei de avioane de luptă. Știți că a fost acel scandal cum că România a cumpărat avioane vechi de 14 ani sau 12 ani, nu mai țin, dacă nu și mai vechi de atât, din Norvegia, și anume niște avioane F-16. A fost un fel de scandal național pe tema asta, cel puțin pe social media, pentru că foarte mulți români au spus că cum putem să avem noi, România, stat, NATO, să luăm niște avioane vechi de peste 10 ani? Cum ar putea ca ele să ne ofere o activitate considerabil bună în domeniul militar? Mă rog, asta rămâne să comentați voi în secțiunea de mai jos și să mai spuneți ce părere aveți despre cum se înarmează România în 2022. După aceste avioane F-16, România va intra în linie dreaptă și contractul pentru achiziționarea de instalații mobile de lansare rachete antinavă, cunoscute sub denumirea de baterii de rachete de coastă, care vor fi utilizate pentru apărarea litoralului. Este vorba de Naval Strike Missile, o rachetă antinavă de ultimă generație capabilă să fie lansată dincolo de linia orizontului, care este dezvoltată de firma americană Raytheon în parteneriat cu Kongsberg Defence Aerospace, o companie din Norvegia. Rachetele au o rază de acțiune de 185 de km și, având în vedere că litoralul românesc are 250 de km, sunt potrivite pentru apărarea zonei vizate. Navigația se va face cu ajutorul unui complex hibrid GPS și al unui radioalimetru, iar sistemele sunt de tip Fire and Forget și All Weather. Rachetele acestor sisteme sunt capabile de manevre strânse, au semnătură infraroșu redusă și pot să atace din nou ținta în cazul în care au ratat-o inițial. În același timp, conform Ministerului Apărării Naționale, de interes imediat este demararea contractului corvete multifuncționale. Navele vor fi fabricate cel mai probabil de compania Naval Group, câștigătoarea licitației organizate de Ministerul Apărării Naționale. Navele vor fi construite în România, în decurs de 7 ani, în baza unui transfer de tehnologie pentru fabricarea, dotarea și mentenanța corvetelor. Corvetele, care vor intra în dotarea forțelor navale române,
vor avea un deplasament de 2500 de tone și vor dispune de o propulsie combinată diesel-diesel, dar vor avea la dispoziție și sisteme cu jeturi de apă pentru mai bună manevrabilitate. Gowind 2500 are o lungime de 102 metri și este capabilă de o viteză maximă de peste 45 de km pe oră. Este dotată cu sisteme variate de război electronic și cu o mulțime de senzori care furnizează date sistemului de luptă. Sistemele de armament sunt MBDA și constau în rachete antinavă Exocet, sisteme antiaerene Evel Mica, dar și torpile. În plus, corvetele sunt dotate cu un tun principal OTO Malera de 76 de mm și cu alte două tunuri robotizate de 20 de mm. Nava are un hangar care poate fi utilizat de un elicopter de 10 tone sau de sisteme de drone. În fine, unele surse militare susțin că vor fi demarate și programe de dotare cu sisteme de comandă, comunicații și control C4, cu capabilități de integrare ISTAR, cu drone tactice clasa 1, dar foarte important și cu armament individual tip NATO, care treptat va scoate la pensie vechile AKM-uri. De asemenea, România va deveni prima țară în 2022 care va putea folosi pe teren cea mai nouă versiune a sistemului de apărare antiaerian și antirachetă Patriot, produs de Raytheon Missile and Defense. România are deja instalat o unitate Patriot. Raytheon a livrat această unitate în timp record în luna septembrie anului trecut, răspunzând astfel îngrijorărilor membrilor NATO cu privire la securitatea în zona Mării Negre. De altfel, România devenind unul dintre cei 17 parteneri Patriot, ale căror scenarii și date operaționale dau naștere la noi modernizări. Compania utilizează feedback-ul acestor parteneri pentru a asigura rezistența, mentenanța și capabilitatea continuă a sistemului în fața unui întreg spectru de amenințări, de la rachete balistice tactice și rachete de croazieră la vehicule aeriene autonome și aeronave avansate. Acum, pe lângă primirea celui mai modern sistem disponibil, România va avea și avantajul de a profita prima de arhitectura flexibilă a acestei configurații și de a-și moderniza unitatea pe care o are deja în același timp cu producția celor noi. Astfel, fiind prima care implementează aceste modernizări, România contribuie și la evoluția continuă a sistemelor Patriot din toată lumea. Celelalte țări care dețin Patriot vor beneficia și ele de schimbări de hardware și software făcute la structura tehnică de bază a unității. Recenta evaluare critică de design a inclus și o demonstrație a îmbunătățirilor aduse radarului, a stației de control, al tragerii și altor aspecte ale tehnologiei de comandă și control. Odată finalizată această evaluare, Raytheon se află acum în stadiul de realizare a documentației privind la modul în care echipa va pune toate aceste lucruri cap la cap. În același timp, se îndreaptă către lanțul de aprovizionare pentru a procura materialele necesare. Acest lanț de aprovizionare include și două companii românești, Romaero și Aerostar, care sunt parte din rețeaua de furnizori Global Patriot și contribuie în acest moment la activitățile de producție și susținere din cadrul programului. Între timp, designerii și inginerii Patriot testează funcțiile îmbunătățite înainte de a le rafina și integra în sistem. După testare, compania va trece la fabricarea și asamblarea noii versiuni programată a fi livrată României la a doua jumătate a anului 2022. În 2022, când echipa Patriot va instala unitățile modernizate în România, va face acest lucru împreună cu Armata Statelor Unite ale Americii și cu Armata Română. Această colaborare include și training prin care operatorii și inginerii de mentenanță ai sistemului din România vor primi instrucțiuni clare de utilizare a noii configurații îmbunătățite. Scopul principal al Raytheon Missile este acela de a ajuta Armata Română să poată susține sistemul independent. De aceea, având acest obiectiv în minte, România a însărcinat compania să realizeze un studiu de suport pe termen lung pentru Patriot care să analizeze capabilitățile industriale curente ale țării și să identifice zonele care vor beneficia de investiții specifice. Inovația, suportul și integrarea sunt aspecte esențiale ale modului în care înțelegem să ne dedicăm României și tuturor partenerilor Patriot. Încă de când a fost operaționalizat de la începutul anului 1980, Patriot a trecut testul timpului și a evoluat datorită testărilor frecvente a operațiilor de teren și a schimbărilor care au fost generate de rezultatul acestor activități. Până la mijlocul sau finalul anului viitor, România va fi și mai bine protejată datorită faptului că arsenalul său extins de sisteme Patriot va găzdui cele mai noi și mai avansate tehnologii încorporate într-un sistem care este testat pe câmpul de operațiuni de generații.
Cam atât a fost și episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă dați uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb voi ce părere aveți de planul de achiziții militare pentru România în anul 2022. Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să-mi dați și un follow pe Insta. Acolo puteți să mai dați idei de episoade pentru că m-ar ajuta foarte mult. Ne azi cu alte clipuri și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.